Dar la ea, Corina, la treabă? Bună ziua și bine ați venit cu femeia pe zi. Da, vezi, mulțimea mare e formată de toții și de tipul ăsta. 2 la puterea de plus 3, 1, 7. Cu nenatural. Iar B, din toții grecii, de tipul multiplul de 16 plus 1, M, natural. Să găsim intersecția. Ce ar trebui să se întâmple? Hai să vedem în intersecție ce fel de elemente putem. Elementele care se găsesc și în mulțimea și în mulțimea. Adică, practic, ne-am interesat ce e aici, care sunt egal cu Y. Corect. Deci, eu vorbesc de un element din intersecție, dar și numai dacă îl găsesc și acolo și acolo. Corect. Da? Deci, 2n plus 3 minus 7 trebuie să fie egal cu 16. Deci ne interesăm cât x. Ne trebuie x-ul cât de egal cu y. Oare care? În ce situație? În ce moment se va întâmpla așa? Ca să vedem elementele comune. Ca să ne interesează. Cu alte cuvinte, 2 la puterea n plus 3 minus 7 să fie egal cu 16 m plus 1. 16 plus 1. Putem să adunăm un 7 în alt dimensiune. Sigur că da. Plus un 7. Și se întâmplă că avem 2 la n plus 3 egal cu... Vorbește? 2 la n plus 3 este egal cu 16 m plus 8. 16 m plus 8. Dar 2 la n plus 3 poate să fie scris ca 2 la n ori... Ori 16. Ori 2 la 3. 2 la 3 care face 16? Nu, nu, nu. Deci... Atenții multe. Mai 4, 2, 8. La 2 la 4 fac 16. Nu nimeni pe zi, atenții multe. Scrie mai bine. Avem grijă, înainte de a pronunța, să fie rezultatul unei analize. Un pic mai lent. Ca să lease siguranța. Care e pus 2 la 3 a fac 16 și ai dat 3 de sub peste cap. Deci vine 2 la n. Mă vește, te rog. 2 la n ori 8. Este egal cu 16... Nu, poți să dau pe 8 în factor, dar 8 pe lângă 2n plus 1. 2m. 2m plus 1. Îl fac totul prin 8 acum. Și este la... Și o să fie 2n este egal cu 2 la n. 2 la n este egal cu 2m plus 1. Da. Asta și mai departe. Ce mult și ce nu să fie, că să fie treaba asta rezolvată. Dar la noi e par 2 în plus 1. Ușor de lăsă. Dar în plus 1 este impar. 2 în plus 1 totdeauna este impar, nu? Fără general. Fără general, număr impar. Și acum, ce pereche n și m ca să fie egalitatea asta vreodată? Păi dacă n este egal cu 0... Nu e egal cu 0. Deci acolo este m. Și dacă m este egal cu 0, acolo tot m va da. Deci, suntem obligați să descoperim o primă pereche. Deci, n egal cu 0 și m egal cu 0, are o egalitate. 2 la 0 egal cu 2 ori m plus... 2 ori 0, da. 2 ori 0 plus 1. Adevărat. O mai fi și o altă pereche? Nu. Pentru că din clipa în care n-ul este 2 la 1, 2, 2, 3, o să fie un număr pare. Da. Și un număr pare ca un număr impar. Nu se pare. Deci singura pereche, adică singurul număr care are și A și B este 0. Nu e 0. Deci singura pereche pentru care s-a realizat egalitatea este n și m egal cu 0. Atunci cine este x? X-ul. Atunci x-ul este egal... Deci a mare la face. X este egal cu 1 și y egal cu 1. Yes. Vine 2 la puterea... A vine 2 la 3, care dă 8. Da, 7, 1. Și 16 ori 0, care dă 0, plus 1, 1. 1. Și dacă aș continua pentru n egal cu 1, nu va mai face. Nu va fi. Eu am făcut. Dacă m egal cu 1 și n egal cu 1, x este egal cu 9 și y cu 17. Aici face 9? Da. Ai zis 16 minus 7, 9.
Dacă și m egal cu 2 și n egal cu 2, x este egal cu 3. Nu, nu, nu. Dar nu, dacă e 1, nu, nu este 1. Dacă m e 1, este 17. Dacă m egal cu 2 și n egal cu 2, x este egal cu 32 și y egal cu 33. Da, face 30. 2, da, x egal cu 32. 32, sigur? Da. Deci 2 la 5 cât face? 2 la 5 face 30 și... 2 la 5 face 32. 32 minus 7. A, 32 minus 7, 25. 25, da. 25 și tot continuăm așa. Da. Și puncte, puncte. Deci, e clar că nu avem nicio clipă și noi am reușit să dar facem. Ideea de intersecție mă conduce la egalitatea. Adică trebuie să văd elementul ăla și sus și jos. Și dacă era reuniunea în Nigeria? Dacă Nigeria are reuniune, era prea multe lume. N-aveam cum să pot să pun problema deloc. Deci reuniunea... Dacă era reuniunea, nu există nicio regulă pe care se facă. Sigur, n-aveam cum să cer egalitatea aceea. Așa de una generează elementele astea o infinitate, deci după aceea și o infinitate de elemente și nu avem o singură. Da? Deci asta a fost tipul. Deci, pe scurt, din nou, cum intrăm de greșit? Păi mai întâi am scris pentru ca ele să fie o reuniune între ele. Trebuie să fie X și Y egal. Nu, 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 intersecție. E o intersecție, o să da, urmărește, urmărește mai da, așa mai multe. Deci, ce ne cere? Mi s-ar dau două mulțimi și se cere intersecția. Intersecția mulțimilor presupune să surprinde elementele comune. Care se găsesc și într-una și cealaltă. Cum i, în A, sunt X și generați după formula asta. În partea asta sunt degrisi de tipul acesta, înseamnă egalitatea. Corect. La momentul de sunt... Și eu cred că e egalitate. Aici e momentul. Ăsta e momentul în care eu intru în egiștiu. Și de acum, egalitatea asta o prelucrez, sunt atent, nu știu ce, fac clasificări și mă duc aici. Deci urmarea egalității, da? Urmarea egalității pe care am cerut-o, ajung la aceasta, această relație. Iar egalitatea este echivalentă cu această relație. Da, da, și sigur că da, se zicem, al doilea moment din par și aici e par. Da, sigur că nu mai poate 0-0. Cu 0-0, da. Da, au fost două momente importante. Intrat în problemă și aici, interpretarea relației astea. Altă problemă. Avem. Ia să facem. Cum să? Așa. Dacă Olia zice că nici el nu are, atunci putem să lucrăm. Olia, intră și tu probleme și discutăm. Vreau neapărat să începeți să gândiți cu mult calm, Daria, și cu multă încredere în tine și da, trebuie să vedem ce îmi cere. Ce mi se dă și ce mi se cere. Asta e toată. Dar nu știu, de exemplu, la problema ce nu fac așa. Unde? Am scris că cu X este egal cu Y. Păi, da, așa trebuia. Eu am luat-o prin încercări. M și N0, M și N1, M și N2. Da, dar n-aveai motiv să te oprești undeva. Cineva spunea de undeva... Dacă n-aveai cu 2 la N, e 2 M plus 1. Sigur. Deci aia te ajută să... Ăla e momentul. Ăla e. Da? Ai scris, asta e clar că așa trebuie. Ai înțeles? Clar ce cere autor, zi, intersecție, deci elemente comune. Și comune înseamnă să găsești și acolo și acolo. Adică X-ul de acolo trebuie să fie egal cu Y-ul din partea asta. Și atunci... Ca să am comun. Sigur. Ține comun, să știi. Da. Să se rezolvă ecuația. 5 la puterea X plus 1. 5 la X plus 1. Supra 5. Plus 5 la puterea X plus 2. Supra 5 la puterea X plus 1. Plus 5 la puterea 3x plus 3 supra 5 la puterea 2x plus 1 să fie egal cu 31 unde x aparține lui n. X aparține lui n. Acum pot să le transform, de exemplu, să spun că 5x este egal cu 5 5 la x plus 1 5 la x plus 1 este egal cu 5
la x ori 5. Adică se trează toate. Da, ori ea trebuie să mă codești tu. Deci, faptul că acum are venit la 5 la x ori 5, supra 5, plus ori ea. Plus 5 la 2x. Cum ai 2? Ori 5. 5 la câte? 5 la a doua. Da. Ori tu ai o altă idee cumva? Ea mi-a propus așa. Tu ai cumva o altă inițiativă? Nu, dar eu am scris așa numai că vreau acolo sus. Vreau acolo sus, adică să nu fie 5 la 2x ori 5 la 2. Vreau să fie încât să apărăm acolo 5 la x plus 1. Încât să se... adică vreau să fie 5 la x. Simplifice, zice. Da, se simplifice 5 la x plus 1 cu 1 de sus, știți? Uitați, 5 la x ori 5. Deci, acum acolo 5 la x plus 1 supra 5. Da. După ce am transformat-o, este 5 la x. De ce să muncim așa? Ce avea? Vă țin două frate, două puteri. Vă să par două puteri? Care au aceeași bază? Clima, dar și ea de simbolismul crescat. Asta face. De ce să mai pierdem timp cu clima așa? Exact. Să pierd niște timp. Noi facem ce trebuie, dar ne pasă pas. Da. Deci eu am așteptat, am făcut așa cum ai spus tu. Da. Am așteptat pe Ihoria să văd că la etapa următoare îi place ideea asta și propune să scădem de 2x plus 2 pe x plus 1. Așa așteptam, frate. Că e vorba de împărțirea două puteri. Cum se fac două puteri care au cei bază? Păi în bază și scădem exponenții. Și cum o să fie în ea să vedea sau o înțeles? O să fie acolo 5 la x. 5 la x plus 1 minus 1. 5 la x plus 1 minus 1, adică 5 la x. Da. Plus. Și dăm ori 5 la x. La 2x plus 2. Scăzut x, scăzut 1. Aș vedeți aici e problema. Adică scădem cum ar fi 2x plus 2 minus x plus 1, care dă x plus 1. Da, minus x plus 1, vedeți în profesor? Atunci, dacă aici am minus 1, zicem așa, 5 la puterea, în loc de 2x plus, putem zice așa, 2 pe lângă x plus 1, putem scrie așa, 2 pe lângă x plus 1. Totul supra 5 la x plus 1. Păi da, și nu rămâne 5 la x plus 1? Cât rămâne? Rămâne așa, da. Cum ar fi 2 la 3? Mama m-a sancționat pe drept. Că acolo minus x minus 1, nu puteați să înțelegeți voi de unde minusul ăla e minus x minus 1. Și atunci eu am găsit soluția să scriu pe 5 la puterea 2x plus 2, ca 5 pe lângă la puterea 2 pe lângă x plus 1, nu? Plus... Aici, 5 la puterea, cum scriu acolo? Ia să vedem, dacă ați înțeles. 5 la puterea x, 3x plus 3, 3 pe lângă. 3 pe lângă x plus 1. 3 pe lângă. Supra 5, 5, 2x plus 1. 5 la 2x plus 1. 5 la 2x plus 1. Așa. Nu vă mai place acolo. Dar de ce nu putem să... Scădem direct. Dar de ce n-ați spus voi să faceți tot direct 5 la x ori 5 și după aceea simplificat un profesor? Cred că e mai ușor pentru el. Duce deocamdată așa și îți așa și în partea altă, da? 5 pe deci, lângă. Aici aș zice, ori zic 5 pe lângă 3x plus 3, ori zic 5 pe lângă 2x plus 1 plus x, ca să fac la 3x, nu? Plus x plus 2. Da? Pe 3x plus 3, îl scriu ca fiind 2x plus 1 și plus completez x plus 2. Totul supra 5 la puterea 2x plus 1 egal cu 3 și 1, da? Asta e, mi se pare mai greu. Pentru că nu e o mulțire care să pot să spun 2x plus 1 și de acolo de sus dispar. Și acum asta cum s-a scris? 5 la 2x plus 1 ori 5 la x plus 2? Da. Este la fel? Da.
Păi, da. Deci vom avea 5 la puterea x plus 1 minus 1 s-a terminat, plus. Acolo cât, copii? 5 la puterea x plus 1 totul la a doua. Poți să scriu așa, da? 5 la x plus 1 totul la a doua, supra 5 la x plus 1. Plus. Din coace, cum mai pot să scriu? Acolo pot să scriu 5 la 2x plus 1. 5 la puterea 2x plus 1. Ori 5 la x plus 2. Ori 5 la x plus 2. Totul supra 5 la 2x plus 1. 5 la 2x plus 1. Și o scrie egal cu 5 la x plus 5 la x plus 5 la x plus 1. Da? Ca și cum am simplificat ceva la a doua și ceva aici. Și rămâne doar 5 la x plus 1. Da. Deci duci ăsta complet și cu aici rămâne 1, nu? Plus 5 la x plus 2. 5 la x plus 1. Și plus, plus 5 la x plus 2. Ăsta tot cu ăsta tot. 5 la x plus 2. 2. Este egal cu 38. 38. Și acum? Stați puțin. Adică, e o bază de putere cum ar fi dacă x egal cu 1 o să fie 5, 25, 125. Păi da, mai încercăm să vedem ce... Stați puțin, e un factor. Da, lăsați, nu! Pe cine? Păi da, cine? Da, da, trebuie să gândim, stați puțin, stai să gândim puțin logic. Dacă x este, dacă începem cu x1, nu se poate, pentru că o să fie 5, 25, 125. Și nu, nu, nu se poate de 31. Înseamnă că x trebuie să fie 0. Și o să fie 1 plus 5 plus 25. Și o să dea 31. Pentru că, adică dacă noi vrem, vedeți, e același x peste tot. Am înțeles. Dar, iată, Maria vine cu o idee. În loc de 5 la x plus 1, cum mai putem scrie? 5 la x plus 5. Așa. Și 5 la x plus 2? 5 la x plus 2. Și ați scrie 5 la x plus 5 la x ori 5. Plus 5 la x ori 5 la a doua, e egal cu 31, da? Și acum... Ce să facem acolo? 5 la x pe lângă... Sigur că să la 5 la x în factor comun. 5 la x pe lângă... 5 la x pe lângă 1... 1 plus 5 plus 25... Așa, e egal cu 31. 5 la x ori... 31 să fie egal cu 31. Ori 31 egal cu 0. 31 împărțim totul prin 31. 5 egal cu 0. Și rezultă că 5 la x egal cu 1. Așa rămâne, nu? 5 la x egal cu 1. Iar în loc de 1 putem zice 5 la 0. Echivale. Va spune că 5 la x egal cu 5 la 0. Și de aici rezultă că x egal cu 1. Da. Și observația făcută de tine a fost corectă. Că x egal cu 0 este soluția, pentru că de la 1 încolo, dacă pui, crește, depășește pe 31. Da? Deci a fost bine, corectă și observația ta. Acum, asta a fost corectă pentru că avea un mai plus plus. Dacă avea și un minus pe acolo, lucrurile se complicau și nu mai mergea. De aceea trebuie să fie făcut așa, că este mult mai clar. După ce simplificăm, ajunge la o banalitate, 5 la x egal cu 1, 5 la cât ați fac? 5 la 0, nu? 5 la 0 face 1, tot ce mă la 0. Face 1, dar... Dar nu putea să fie minus în situația aceasta. N-am avut de aici niciun minus. Nu, nu, nu putea să fie minus în situația aceasta, cu 5x plus 5 aici. Păi, aici e un minus și aici e plus. Dacă ar fi fost minus. Da? Deci putea să fi fost gândite chestiuni și așa, și atunci ar fi avut o mare problemă. Da? Deci dacă ar fi fost, Daria, dacă ar fi fost aici minus și aici plus, are rost. Că 25 scăzut 5, 20, 1, 21. Iată, îi spun egal cu 21 și creez o problemă. Trebuie să mergem așa. A, dar ne întoarcem înapoi. Așa cum a fost dat de ghișiciu, m-am spune că ar fi fost mai la îndemână. Foarte bine, da? Duceam hai să facem așa. Foarte așa am vorbit, da? Deci vine 5 la x ori 5. Supra 5, Andrei, trebuie să vorbești tu. Plus
Andrei. Plus. De unde vine 5 la puterea 2x plus 2? De la 5. La 2x ori 5 la a doua, da? 5 la 2x ori 5 la a doua. Supra jos. Hai, 5 la x ori 5. Nu? Că x cu sub. Plus mai departe. Hai să vorbești mai departe, mai repede. 5 la 3x. 5 la puterea 3x ori 5 la a. 3a. Da. Supra 5 la puterea 2x ori 5 la puterea 1. Da? Egal cu 31. Echivalentul. Și acum, 5 cu 5 se simplifică. În partea asta altă, 5 cu 5 la a doua. Deci acolo scrie 5. Hai, cum? Pe cine îi simplificăm? 5 cu 5 la a doua? 5 la a doua și 5x îți dă 5x. 5, da? Scădem pe 5, din 2 scădem da. Pe 1x face 5x. 5x. Deci acolo e 5x. 5x plus 5 la x. 5 la x. 5 la x ori 5. Ori 5. Plus 5 la x ori ori 25. 5 la 2, da? Egal cu 31. Și acum să vedeți, scoatem 5 la x în factor comun. Da. Și scrie 5 la x pe lângă 1 plus 5 plus 25. Și data asta scrie 31. Da, am intrat cu culoarul de înainte, puncte, puncte, x egal cu 0. Am mers mult mai repede decât în varianta în care am încercat noi să scădem deodată. Da. Peste mână a fost când zic minus x, minus 1. Minus 1 și facem și chiar să desfacem așa. Și chiar așa desfăcut a fost mai dificil. Iată că uneori ne ducem pe un curat care ne se pare nou mai la îndemână, dar este mai dificil. Da? Iar asta, dacă aș fi continuat, cu de fapt am pornit, se sezam că este mult mai repede. Da. Da? Da? Da, primit. De fiecare învățăm pe ceva. Bun. Voi să rămâneți cu asta. Asta e obiectivul. Și important să simțim pe ce variantă să mergem. Că dacă ne ducem și ți se pare mai dificil, mai bine o luăm pe culoarul cel mai sigur pe care poți tu să-l duci. Să-l duci, da, să-l duci, exact. Să vedem alte exercițiu. Comparați numerele x și y, știind că x și y aparțin mie în stelar. Știind că x și y sunt numere din stelar. X supra y. Plus x plus 1 supra y plus 1. X plus 1 supra y plus 1. Plus x plus 2 supra y plus 2. Plus și așa mai departe. Plus x plus 2007 supra y plus 2007. Egal cu 2008. Deci să comparăm pe x și y, știm că x plus y, x și y aparțin unui înțelat și relația asta o avem. S-a dat în 2007 la etapa județeană, la Botoșan. De-aia e pus 2007. Da. Acum în anul ăsta ar fi pus 2017, știi? Da. Știți că așa se face la Olimpiada Copii, nu? Da, da. Și acum asta, în 2017. Da, dacă 2008 termin, total, cu totul x supra y, înseamnă că acel fapt este să-ți dea 1. Adică x plus y x supra y trebuie să-ți dea 1. Deci el se dea de 2008. Da, dar asta înseamnă că 2008 de 1 să fie. Păi da, dar asta m-am gândit și eu. Dacă x și y este 1, sau 2, sau nu contează, dar deci, dacă sunt egale, fiecare fracție a fie 1. Da, fiecare fracție să dea 1. De exemplu, dacă x este egal cu 9 și y egal cu 9, 9 pe 9, 1, 10 pe 10, tot 1,
11, tot 1, vedeți? Lasă-mă, vedem și eu. Da. Sunt 2008 termeni. Sunt 2008? Da. Plecăm de la 0. Da, sunt 2008 termeni. 1 plus 0, 1 plus 1. 0, 1, 2, 3, până la 7, 2007. 1 ori 2008, tot 2008. Bun. Așa că X și Y pot fi... X și Y trebuie să fie egale. X și Y nu trebuie să fie ca patronie stelar, deci să... Da, vreți să fie 0. Adică, de la tot așa... Nu că da, X și Y trebuie să fie egale, orice numere era. Dar fiecare fracție, de acolo trebuie să fie 1. Să zic ce am rezolvat, că e descoperit cu X, dar sunt egale. Pe X și Y sunt egale. Da. De orice, orice fracție lua, domnul profesor, trebuie să fie o fracție care să ar împărți exact la tine. Și tu nu poți să te gândești, de exemplu, dacă le iau pe X 9 și pe Y 8. Da, mă, dacă ați obțin 2008 de 1, asta pe 9. Da, 2008 de 1 acolo. Ce mi-e X și Y? Trebuie să compara. X și Y poate să, trebuie să fie tetul egal. X și Y poate să fie, X și Y trebuie să fie egal. Dacă X, dacă X e un milion, Y trebuie să fie un milion și tot 1. Tot 1 trebuie să dea. Asta e. Acum redactăm, îl convingem pe cel care stă de vorbă cu noi. Da, asta e. Și cum îi trebuie să fie egal de oare ceva nu se mai merge? Da, și trebuie să fie egal de oare ceva nu se mai merge. Pe cuvântul meu de online. Nu așa, dar e nici într-un caz, nu? Trebuie să argumentăm. Dar cum să argumentăm? Cum e? Cum e? Pe cuvântul meu de online poți zici de la examen oral. Nu, numai la oral, nu poți să zici, nu? Pe cuvântul meu credeți. Da, deci X și Y trebuie să fie egale, deoarece așa dau un întreg la fiecare fracție. Fiind 2008 termeni, 2008 ori 1, dă 2008. Da. Bine. Și atunci X plus 0 supra Y plus 0 să fie egal cu ce? X plus 0 supra Y plus 0 să fie egal cu 1. X plus 0 supra Y plus 0 înseamnă că e X despre Y. Îl dăm pe da. X față cum X pe lângă 1 plus 0 plus 1 plus 2 plus până la 2. Se poate spate, nu se poate spate. Nu, nu, aici nu se mai poate. Uitați, da, profesor, nu putem să scriem asta. Adică să spunem. Te-aș propune să luăm o situație mai... două, trei fracții. Nu mai primi 3. Și atunci e egal cu 3, nu? Deci să încercăm așa. X supra Y plus X plus 1 supra Y plus 1 plus X plus 2 supra Y plus 2 egal cu 3. Da? Numai 3. X și Y trebuie să fie egale ca să dea 3 de 1. Păi da, de X pe Y egal cu 1. Deoarece? X pe Y egal cu 1, nu? Da, nu știu mai, dacă X plus 1 pe Y plus 1 egal cu 1. X plus 1 pe Y plus 1 egal cu 1. Și X plus 1 pe Y plus 1 egal cu 1. Ce? Și X pe Y plus 1 egal cu 1. Da. Bun, atunci hai să zicem așa. Ducem, scădem un 3 pe ambii între 3. Da. Și ea devine echivalent de cu X supra Y plus X plus 1 supra Y plus 1 așa. Plus X plus 2 supra Y plus 2 minus 3 este egal cu 0 la Y minus 2 Y plus 2 minus 3 egal cu 1 minus 3 egal cu 0 da. X supra Y egal cu 1 nu zic minus 3 la acolo, zic minus 1, minus 1, minus 1 la fiecare, cât una? Păi da, hai să facem așa, X pe Y plus 1. Păi da, oricum, faceți așa, da? Deci, păi X pe Y minus 1, scris. Adică 1 minus 1. Minus 1. Da. Plus X plus 1 supra Y plus 1 minus 1, o echipă. Plus? Plus X plus 2 supra Y plus 2 minus 1, o altă echipă, da? Și egal 0 asta, da? Acum, în loc de 1, eu pot să spun că este... Cât adunat să dea 0? Cât adunat să dea 0? 0 cu 0. Cu 0. Asta înseamnă că X supra Y minus 1. Trebuie să dea 0.
Asta înseamnă că ieșe directul să fie egale. Ca să dea un întreg. Că este egal. Deci asta este explicația. Nu pot să mă gândesc la ceva, domnul profesor. Adică, ca să fie 3 numere adunate, să fie 0, trebuie să fie 0 plus 0 plus 0. Că nu mai pot spune cumva. Deci, tu asta înseamnă că x pe y, x plus 1, x plus 1, x plus 1. Dar trebuie să fie la dacă e mai mare. Nu, x pe y egal cu 1, x plus 1. Nu, x pe y este egal, x pe y egal. X și y sunt egale. Pe fapt, la x pe y egal cu 1, înseamnă x egal cu y. Eu m-am auzit aici. Așa, bun. E peste mână să redactăm așa de tipul observăm că asta și cu asta ce am observat că e foarte sănătos, foarte rigoros. Dar între două numere, ce situație se poate iei? Două numere pot să fie unul mai mic. Deci care sunt cele trei situații, dacă vă vedem pe X și numerele pot fi egale. X egal cu Y. Și atunci e treaba care ne convine. Pentru că X pe Y va face 1. Da? Și atunci și X plus 1. Și X plus 1 supra Y plus 1 va face tot 1. Da. Că nu fac exact 1 la 2. Și îl bat pe Y plus 1. Și tot X egal cu Y. Da. Deci, X egal cu Y, toate fracțiile fac 1. Și situația noastră. Și este situația noastră. Asta e cazul întâi. Ca așa se poate de fapt. Alte situații. Cazul 2. X mai mare ca Y. Atunci, X pe Y. Atunci, X pe Y e mai mare ca 1. Mai mare ca 1, așa de ce? Eu insist, Daria, să înțelegi că... Analizezi și calculul și arăți că e imposibil. Asta e. Sigur că da. X mai mare ca Y, înseamnă că este Y mai mare ca 1. Dar X mai mare ca Y, înseamnă că nu înseamnă numărul natural. X pe Y, o să dea mai mare de 2008. X pe Y mai mare ca 1. Atunci, și X plus 1 supra Y plus 1 va fi mai mare ca 1. Știi de ce? Din ce motiv? Pentru că ea că am plecat X mai mare ca Y, adunăm un 1 în ambimentului și rămâne că X plus 1 e mai mare de Y plus 1. Împărțim prin Y plus 1 și apare fracția X plus 1 supra Y plus 1 mai mare ca 1. Și așa mai departe, și X plus cât? X plus 2007 supra Y plus 2007 e mai mare ca 1. Iar suma lor va da mai mare decât suma asta, X pe Y plus X plus 1 supra Y plus 1 plus și mai departe plus X plus 2007 supra Y plus 2007 va face mai mare decât 1 plus 1 plus 1 plus 1, mai mare decât 2008. E falsă. Și este falsă situația asta. Că noi aveam să fie ca unul. E de parcă aș spune că 2008 e mai mare decât 2008. Imposibil. Deci cazul 2 nu se poate întâmpla. Ce situație? Ce situație? Mai mic decât 4. Cazul 3. În X mai mic ca Y. Analizăm X mai mic ca Y. Și atunci X plus 1. Deci de ce lucru? Că X pe Y cum va fi? X pe Y va fi mai mic ca 1. X plus 1 supra Y plus 1 va fi mai mic ca 1. Și așa mai departe. X plus... Scrieți și asta e ce faci tu acum, este cu adevărat ceea ce trebuia arătat. Și redactat. Și puncte, X plus 2007 supra Y plus 2007 e mai mic ca 1. Și suma lor, adică X pe Y plus X plus 1 supra Y plus 1 plus și mai departe plus X plus 2007 supra Y plus 2007 va fi mai mică ca 2008. Da. Va fi mai mică ca 2008.
Și asta este într-o fază, asta mai am avut în 2008. Adică 2008 mai mic decât 2008. Singura soluție rămâne X egal cu Y, care mă conduce la egalitate. Așa trebuie redactat. Deci între două numere am una din cele trei situații. Egale, una mai mic sau mai mare. Nu exacte situații. Și am arătat că singura variantă care îmi convine este asta, că X egal cu Y, atunci mă duce. În rest, se deranjează egalitatea aceea. Da, și observația lui Horia că toate trebuie să fie unul, ca să, că sunt 2008 și că toate trebuie să fie unul, e foarte tare. Foarte important. Dar acum, acea lipsită, argumentarea, redactarea. Deci, el merge pe idei, simte că fiecare fracție trebuie să fie egal cu 1, ceea ce îl duce la X egal cu Y. Dar nu e suficient. Pentru că tu, observația ta este corectă, este interesantă, dar nu ai suficiente argumente pentru a spune că X-ul e egal cu Y, obligatoriu. Și am mai zis și celălalt. Și atunci spui, cum? Așa trebuie, între două numere există una din cele trei variante. Egale, mai mic sau mai mare. Dar aici vreau să termin ideea. Eu mă gândeam aici la următorul lucru. Să amplific aici cu Y, sau altfel spus, pe 1 să scriu ca Y pe Y. Și atunci vine X minus Y supra Y. Prima fracție. X minus Y supra Y. Plus. Aici va veni X plus 1. Scăzut asta toată. Adică scăzut și Y, scăzut și 1. Aici este un pic. Deci minus și Y cu minus. Da? Deci scăzut. Când zic minus 4, pe 4 îl scriu ca 3 și 1. 3 plus 1. Și atunci zic minus 3 și minus 1. În sensul acesta trebuie să-l gândesc. Pentru copiii din clasa, pentru copiii care merg la olimpiadă, aceste lucruri le sunt la îndemână. A, da, trebuie să-i sigur că. Deci, nu trebuie să pune numai nivelul acela de cunoștință. Da, mă gândeam totuși, adică dacă l-am făcut niște chestii... Uite, am să dau un exemplu. În state, există o selecție care se face, zicem, pe județ. Da. Pentru a găsi copiii talentați. Și lor le se cere, ei sunt la clasa 3, de, așa, le se cere toată materia de clasa 2. Da, până în față. Adică ce vreți spune asta? Ei au o capacitate atât de mare încât cel să facă lucrurile în față. Mie nimic nu vreau să-mi păzut. Dar nu e vorba. Nu m-am gândit că insist, spunându-ți așa, că nu neapărat la nivelul programului sunt subtilități pe care ei le duc în față. Eu am întâlnit elevi care clasa 7 era și focusat în materie în liceu. Bine, asta, că el ce-a propus asta. Păi da, dar așa face față la un la chestiune da, despre care are da, un plajă mult mai larg. Clar. Da. Da. Hai să ne jucăm atunci și cu semnile astea la trebuie față de la 6 și oricum. Dar cum să spunem, e marea greșeală care am spus-o în dată de ori. Și ai văzut cu Mario, dacă am început să îi spun minus 3, minus 5. Da, așa și cu minus datorii da, și pui de-o. Da, da, da. Voi insista și vezi că el va fi foarte tare. Corect, 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 corect. Hai să mă întorc înapoi. Deci am avut așa. X minus Y supra Y, copii, plus avea să fie X plus 1 minus Y minus 1 supra Y plus 1. Vreau să... Plus. X plus 2 minus Y minus 2 supra Y plus 2. E vorba după ce am pus mai unii 3? A, care duce pe toate. Duce pe toate. Plus puncte, puncte, va fi X plus 2007 minus Y minus 2007 totul supra Y plus 2007 egal cu 0. Nu, că am dus pe 1 acela și am distribuit. Cei doi asta înseamnă că trebuie să fii 0 plus 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 0 plus
cât de tare merge acum. Asta, 1 cu 1 se duce, 2 cu 2 se duce, 2007 cu 2007, și apare x minus y supra y plus x minus y supra y plus 1 plus x minus y supra y plus 2 plus cea mai departe plus x minus y supra y plus 2007 egal cu 0. Echivalent cu. Ce observăm? Că putem... Că x minus y este pe 0. Peste tot. Putem să dăm un factor comun. Deci, apare x minus y pe lângă 1 supra y. Da? 1 pe y, o rămas. Plus... 1 supra... Plus 1 supra y plus 2. Așa. Plus 1. Y plus 2. Plus 1 supra... Y plus 2. Y plus 2. Plus puncte puncte plus 1 supra... Y plus 2007. Egal cu 0. Și la mulțire, cât ori cât se facă 0? 0 sau 1 ori 0 sau 2 ori 0 sau oricare. Deci 1 trebuie să fie 0. Da. Ăsta nu-i 0, niciodată. Ăsta e 0 de 0. Deci ăla poate să fie orice număr este 2. Deci obligator de aici, de aici obligator, x minus y, deci x minus y egal cu 0. Și rezultă X era cu Y. Rezultă X era cu Y, pe matematică. Asta e altă soluție. Da? Și singura soluție, variantă, rămâne X era cu Y. Și atâta nu mai dezanalizați ceilalți. Nu mai analizăm. De cât pe asta. Nu mai atât. Deci ori merge pe varianta, două numere, au următoarele posibilități. Una mai mică, altă mai mare, da? Egale și egale, da? Ei bine, asta a fost varianta în care am gândit, am văzut cum și-a mers foarte bine soluția aceea. Soluția a doua, este asta în care pe 2008 îl distribuim la fiecare fracție. Că minus 1. Da, deci câte o luăm la fiecare. A doua, același numitor, apare x minus y cu un factor, la numărător peste tot. Se scoate în factor și apare mulțirea. Cât ori cât, la mulțire se face 0. Cum asta e diferit de 0, singura variantă ca să dea rezultatul mulțirii 0, e numai că x minus y egal cu 0. Deci x egal cu y. Și atunci, gata, v-ați oprit soluția. Soluția a doua, atât. Adică obține 7 puncte. Da. Iar aici, elevul care dă, autorul a gândit problema asta, în varianta aceea că se compare numele x mai mic ca y cu x mai mare ca y și x egal cu y. Însă, elevii care au, cum să spun, mai multe informații, se zează chestia asta. Că el a zis, sunt 2008, atunci el duce pe cei 2008 în stânga și își dă câte un număr la fiecare, face chestia asta, el s-ar putea să iasă din variantă. Adică, autorul, când o redacta, nu s-au gândit la asta. Clar, și mai ales la clasa 5-a. Da? Să zicem. Dar dacă asta este pusă aici, da? Dacă este redactat așa, tu corector trebuie să o iei. Normal. Tu corector o iei pentru că n-ai voie să spui că ceva este antimatematic aici. Nu, este perfect. Nu, bine, și am plisit de 6, nu? Nici vorbă. N-ai niciun drept. Să fie rău de jos. Păi doar ți-am povestit că am plisit că... Era perfectă soluția și eu dat gar și el dreptul să dea cu un punct mai puțin. Exact. Pur și simplu e turbat de furie. Ai învățit, nu găsești picioare de palet. Pentru că eu nu găsesc picioare de palet și el atunci îl pusese în 1 pe soluție. La recorectură, profesorul universitar spune, iper.